Miruna Ciocârlan, două medalii de bronz la minge și măciuci și Sabina Enache, două medalii de bronz cu ansamblul României și una tot de bronz la individual compus. Sunt rezultatele obținute recent de cele două gimnaste la turneul internațional Irina Deleanu. Competiție organizată de Federația Română de Gimnastică Ritmică și la startul căreia s-au aflat sportive cu vârste cuprinse între 7 și peste 16 ani din 8 țări. Evenimentul a fost găzduit de Complexul Olimpic Sydney 2000, de la Izvorani. CSM Ploiești a fost reprezentat de 11 sportive, senioare, junioare, speranțe și copii. Acestora li s-au adăugat cele două gimnaste de la Centrul Național Olimpic pentru Junioare de la Arad, Sabina Enache și Anisia Drăgan, participante în concursul ansamblurilor. Sportivele au fost însoțite la Izvorani de antrenoarea Simona Puiu și de coordonatoarea secției de gimnastică ritmică Liliana Băescu. Aceasta din urmă a fost prezentă la competiție și în calitate de arbitru internațional. La sfârșitul acestei săptămâni urmează o nouă întrecere importantă pentru gimnaste. Denisa Stoian, Miruna Ciocârlan și Sabina Enache cu ansamblul României, urmând să participe de mâine până sâmbătă la Sofia Cup, în Bulgaria.